Salutare tuturor, sunt GeoStyle și bine v-am regăsit la un nou episod din minunata noastră serie de Strike PvP. Suntem bineînțeles pe serverul terror.minecraft-romania.ro. IP-ul l-aveți așa atât acolo sus cât și în descriere. Chiar vă aștept pe server în număr cât mai mare. Să vedem dacă apreciați și voi acest mod de joc și de asemenea dacă l-apreciați și vreți să vedeți cât mai multe clipuri la mine pe canal de Strike PvP. Trebuie neapărat să dați butonul de să apăsați butonul de like ca să Doamne, să spargem recordul mondial al like-uri. Da, în visele mele. Sincer vă spun, această serie nu prea mai postat-o pentru că nu am mai văzut susținere la ea. Iar dacă vreți să o continuăm, trebuie să depășim targetul pe care l-aveți afișat tot sus. Dacă nu, voi posta cum am postat pe acum un clip la 2-3 săptămâni. Așa, deci dacă voi vedea că vom strânge peste 300 de like-uri, peste 2-3 zile, maxim 3 zile voi posta iar un episod de Strike PvP. Bă, mă gândeam să mă uit eu ceva la PvP. Dar nu prea am iteme. Așa că hai să dăm noi slash shop. Să vedem ce ne putem cumpăra. Deci umăr OP 8200. Unde ăsta 1000. Ok, am putea să ne cumpărăm chei pentru roata norocului și să ne riscăm. Aici am și o kit-ul de VIP. Auzi, ia să dăm noi spawn. Să ne gândim mai bine. Am niște chei de la promovarea pe care am făcut-o în cufăr. Dar astea mi le-a dat așa ca să testez eu cum e cu fântâna. Ok, atunci hai să dăm slash shop. Cumpărăm câte chei putem. 6 chei. Și ne bazăm pe faptul că vom avea noroc. Și ne va pica ceva destul de rar. Adică, nu știu, bani sau item. Unde era aia? Băga mea și ciocanii. Uite aici e fântâna. Și ne vom baza pe faptul că ne va pica ceva. Hai să vedem. Ia-i bămpâlâsă. Hai. Ok, ne-a picat un chest plate cu protection 2. Da, protection 2. Încă 5 încercări. Hai să vedem în ce noroc avem. Kill-urile le faci. Astea, banii faci făcând kill-uri. Ok, deci ne-a picat bulgări. Bulgării pică cel mai des. Hai să-i băgăm în ender, ce să ne încurcem. Kill-ele, v-am spus, nu vreau să mă folosesc de ele. Doar în cazuri de urgență. Ok. Hai. Iar asta cu Protection 2. Fuck you, Gaben. Deși n-are nici cea mai mică legătură Gaben cu acest joc. Hai. Și. Iar bulgăraș. Iar. Hai să mai deschidem. Mai avem două încercări. Așa. Ok. FMM de bulgăraș. FMM. Hai. Te rog, firar tunicuța, mătie, că fac giveaway cu ele pe aici prin spawn. Deci avem 3 tunicuțe. Ne-am bazat pe ceea ce nu trebuia. Aș putea să mă duc YOLO. Dar sunt alți tipi care au gadepăluri. Aș putea să-i bat pe ăștia care momentan nu prea au iteme. Să fac eu niște bani. Oh shit, da. Nu prea mai am străpare. Nu prea mai am străpare, deci sunt cam rip. Sunt cam rip și măcar să mai apur să fac un kill. Tim, te rog, Cojo, ajută-mă! Tăte, mă! Opa! O, să-ți trăiască familia, Cojo, să-ți dea Dumnezeu ce vrei tu. Echest. Nu! N-am mai apucat să bag itemele în echest. Bă, știi când eram șofer, ce că m-a ajutat cineva. Kitul ăsta vim nu-l mai pot accesa acum, bănuiesc, nu? Peste 6 ani. Ok, atunci hai să folosim kitul în continuare. By the way, dacă vreți să știți când filmez pe servere non-premium sau nu numai, aveți pagina de Facebook în descriere. De data asta am anunțat că voi filma pe Terror și au venit câteva persoane și de pe Facebook. Stați un pic, imediat rezolvăm. Am o mică trebulică, trebuia să o rezolv înainte să încep eu filmarea, dar nu-i bai, așteptați numai un pic de tot. Numai un pic. Ok, așa, hai să ne ducem așa cu full cărpă, deși prea riscant.
Că toți se țin după mine, până la urmă. Eu le-am dat un giur ceva. Opa. Și acum. Chilaura. Da, nu prea am ce să fac. Uitați ce e în spatele meu. Sau, deși nu prea pot să-i țin eu așa mult cu arcul, cât pot ține niște persoane la distanță cu arcul. De fapt, aș putea să le dau lor clean-up. Oh, nice, nice clean-up. Aici am mai făcut niște bani. Și acum ar trebui... What? Asta e apă. Lol, prima oară am crezut că e gheață, dar după am realizat și eu că e apă. Ok. Okidoki. Hai să vedem, poate găsim ceva pe insula asta. Dacă nu știați, pe insule puteți găsi și semne cu enchanturi, pe lângă iteme cu enchanturi. Pe după cum știți, serverul ăsta are un plugin special cu mai multe enchanturi. Pe lângă enchanturile pe care le știți voi de Minecraft-ul normal, mai are altele bonusuri, așa, dacă le putem numi. Și de asemenea le puteți găsi pe această mapă. Poate, opa. A, este unul dintre operatori. Am crezut că era un tiful de Diamond pe aici, că... Nea. Uite-mă, bagă hack-urile. Chiar, de ce îl vine aici lângă mine? Mă sperești după bagă fly-ul. Ia uzi, mă. Nabeleaua. Vine și mă sperești după bagă fly-ul. Uite, mi-a aruncat și niște perle. Și pe perle de care ne putem folosi cu cap. Ok, mai bine le-aș băga un ender chest, să le folosesc când am full diamond. Sau, iolo, le folosim acum. Opa. Hai că ia, deci team-ul ăsta, cred că l-am gândit. Stai. Stai că a venit unul în apărarea mea. Spate, mă, nubule. Oh, fuck. Cojo, ajută-mă. Cojo, ajută-mă. Hai că-l omor și pe ăsta imediat. Și sper să nu sară ăștia pe mine acum. Păi, de ce fain așa PvP? Toți când suntem full creeper, toată PvP-ul e fain așa. Gen că suntem toți la egalitate. E mai intens, e altceva. Oh, shit. Oh, shit. Hai, Cojo. Oh, my God. Cojo din nou este salvatorul. Poate de data asta nu mai mor ca ultimul noob. Incredibil. Incredibil, dar adevărat. Să-mi tai ticul. Doamne, ferește și apără-mă. Bă. Karma. De fapt, nu e karma. Bă, zici că... I call it, pe cuvânt acum, zici că am copit faza aia, doamne, doar mie mi se pot întâmpla astfel de faze neplăcute, dar n-ai cât să fă. Ok, hai că de data asta n-a mai venit nimeni după mine și poate am și eu ocazia să mai găsesc te și ceva, pe aici pot intra. Nu fac timp cu nimeni. Mori. Easy. Easy. Mamă, zici ce am făcut. El nici nu mă ataca în primul rând, dar mă rog. Ok, sunt dis... Karma is a fucking bitch. Deci cu faza asta chiar karma is bitch. Ia câți bani am. Am făcut deja 1080. Nice. Contează... Ok, deci kitul ăsta pot să-mi-l iau. Asta, ce pana mea latră câinii, stați un pic să-i far să nu mai latre. Ok, n-am ce să le fac ei latră în continuare. Chiar nu am ce să le fac, îmi pare rău. Pentru zgomotul pe care l-aveți pe fundal. Sper să nu se audă foarte tare.
Dar de auzit se aude chiar, nu pot să-i opresc, poate unii știți, poate unii nu știți, dar în momentul acesta sunt la bunici și fiind la curte, na, mai sunt câini, mai sunt animale, mai sunt persoane care vin la poartă și strigă. FMM. FMM. Am 15 kg 7 dieturi. Asta înseamnă că am undeva la câteva ar veni 2,1 sau ceva de genul. Asta înseamnă că ești destul de bine pe plus. M-am pro PvP-er ce sunt eu să-mi tai dircu în 3. Parcă s-au mai oprit câinii. Parcă. Hai, poți că s-a oprit. Nu! Salut! De ce ar vine cu joc cu mere și cu perle și iar o să le pierd? Deci deja dau rage quit. Mai are rost să spun ceva? Deci, mai are rost să spun ceva? Hai, măcar asta să mai fac. Deci, am și o întrebare. Am o dată noroc în viața mea să primesc iteme și să nu mor? Coje, ești retard, da, să-mi bat piciorul. Ce îmi dai? Lasă-mă să mă la spawn. Doamne, Cojo deci... Ați văzut? Ownerii serverului, Cojo abuzează. Trebuie să-i dați remove. Mi-a dat teleport la el. Am călcat regulamentul serverului. Și trebuie pedepsit. Trebuie să primească cel puțin un warn. Păi da, nu? Ok, perle, mai am apucat să salvez ceva. 3 perle. Ok. 3 perle să fie magice, să spun. Oh, full diamond acolo, nu mă duc în parte. Mai mâncăm un măr să fim siguri. Și să ne batem cu tovară și noi. Am și o întrebare, s-a retardat. Deci... Bă, cineva în jocul ăsta mă urăște. Dar nu știu ce și de ce. Cred că am dat până acum vreo 4 failuri. D-alea de faze, d-alea de zici că sunt faze cu proști. Eh. Da, nu mereu te... Nu mereu poți să fii profesionist în anumite chestii, dar nici să dai failuri în halul ăsta. Nu știu, că poate voi fi mai atent. Nici eu nu înțeleg cum am dat acolo. Nu fac timp cu nimeni decât cu Cojo. Că mi-a dat iteme. Ce faci, nenea? Ce ai făcut, mă, nene, mă? Mă, lui era să mă bată nenea ăsta. Și el n-avea nici ce splitura cu Protection 2. Deci cred că eram la egalitate de armură. Cred că mă cam bătea la faza aia. Cred că vine unul după mine. A, e Cojo, este ok. Nu trebuie să ne sperăm. Și acum aveți să mai vrea el să facă timp cu mine și mă omoară. Atunci, chiar că ar fi na drăcie. Ce ai făcut, mă, nen? Ce ai făcut? Bă, până la urmă mă plângeam eu de acele chest plate-uri pe care le-am primit. Până la urmă par să fie salvatoare, după cum puteți observa în momentul de față. Hai că am mai făcut ceva kill-uri. Nu cred că o să mai deschid la fântâna aia. Mai bine păstrez, poate, nu știu, mi-au armură. Cred că așa ar fi cel mai ok să fac. Mai bine să-mi iau niște armură. Opa! Oh, fuck. Oh, shit. Stai! Nenea! Doamne, cât bulan am avut că n-a vrut tipul ăla să dea în mine. Ai, poate... Hai că acum se bat în 3 și poate nu mai vin toți după mine. Deci ar fi chiar fain să nu mai vină toți după mine. Insula asta îmi place că e mare și am timp să mănânc un golden apple. A, am avut timp să-l omor și pe tipul ăla one shatterinio. Am timp să mă duc să-l omor și pe tipul ăsta. A, uite mă, el are enchanturi. Sau, ba nu, are care poțiune de jump boost. Cred că are, da, poțiune de jump boost. Că văd că se văd și particulele, dar n-a avut nicio șansă împotriva mărețului. Ingeo, stai la PvP. Ok, doamne, mă scuzați pentru ce ați auzit în clipele astea. Vă promit că nu se va mai întâmpla. Bă, deci tipul ăsta cu stinul MMRO a fost paste. Ai dat în mine? Ai dat în mine? Ți-ai permis să dai în mine? Ia uite. Ce faci, nene? Nenea?
Bă, mă, bă, au, o luăm. Mi se pare mie sau Kojo tocmai m-a omorât. Da. Deci Kojo tocmai m-a omorât. Kojo, ce facem, nene, mă? Tu mă omori, eu ți accept. Deci mărețul, ce o stai la accept să facă timp cu tine și tu la mără. Mă rog, dar cum v-ați dat seama, glumesc până în chestia astea. Mai glumesc și eu, cât să fă, n-ai cât să fă. Bă, ăștia mă punde să moară. Ia uite! Bă, băiatul, dacă mi-ar te vezi ochii Laura, ba tot serverul din Franța. Bă, gami aia, știi, Laura, în sabia mea de pe Minecraft. Ok? Hai mă, vrei să vezi Laura? Laura! Easy. Ok, vrei să activăm și speed hack-ul ăla? Nu merge, nu merge toată. Toată merge, toată nu merge. Depinde dacă e server din Franța să... Mamă, tipul ăsta... Ceva gen timing ca pe CS, bă, dacă se întorcea puțin mai repede, ăla era. Easy. Și acum vine tipul ăsta. What? The actual fuck. Opa. Hai că am, cred că am timp să mă încumăr. Postul mi-a răs timp, dar vin alții din spate. Nu fac timp decât cu... Dacă reușesc... Easy. Ce ar trebui să iau acum? Sabia de diamond. Ok, ce mai avea iteme de diamond dacă reușesc să le pun pe mine repede? Uite, boss. Ăla-i. Ăla-i. GG. G fucking jack, ne-am făcut și cu ceva armură. Păi deci v-am spus, faza asta când sunt toți așa cu puține iteme chiar faină. Că până la urmă suntem egali, mă rog, acum nu prea mai sunt egal cu ceilalți pentru că am făcut rost de ceva iteme, dar până la urmă am făcut rost omorându-i pe alții, n-am mai primit de data asta la abonați. Ok. Am văzut enchantul ăla și mă tenta. Mamă, dar dau și mult pe lângă, să-mi bat picior. Am văzut enchant cu ceva. Ah, golden helmet. Ne-am crezut că e ceva enchant. Așa mi s-a părut prima dată, dar aparent e doar un golden helmet. Și. Hai mă. Oh, nice. L-a dat puțin în spate. Au și aulă. Stai Kojo, bă, băga mi-a șcioaca, iar mă omori. Hai că mai mi-a prins Kojo la hituri acolo. Să-i trăiască familia. Nu! N-am voie să mor. Mami, asta nu-i frumos. Da, rip. What? Am primit ceva efecte. Nu știu ce ai teme sale cu efecte, dar am primit. Kojo m-a salvat, deși el m-a băgat în... Hai, Kojo, vezi cum îmi prinzi una în meclă. O, tipul a dat distrugere. Efectiv, a făcut pe el. Iar îndă Kojo mere, deci iar o să mor. De fiecare dată când îndă Kojo mere, eu mor, înțelegi? Deci de fiecare dată când Kojo îndă mere, eu mor. Ai Kojo, că deja ne întrecem cu gluma. Kojo, lasă-mă să fac killer, că eu am nevoie de bani, tu nu vezi ce ai temei? Eu am nevoie mai mult ca niciodată de bani. Bă, mor! Mă uitam pe fereastră. Mă uitam pe fucking fereastră și... Bă, salut. Lasă-mă pe mine. GG, easy money, easy life. Easy peasy lemon squeezy. Ok. Oh, fucking K. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. I'm done. No! E chest. N-avem timp. Rip. Rip iteme, rip tot. Mai dăm o încercare? Hai, boss. Hai să mai dăm o încercare. Poate reușim să facem ceva acum. Doamne ajută. Tatăl nostru care ești în ceruri, sunt astea să numele tău. Hai. Hai. Pe tipii ăștia direct ne duce. Ce-ați făcut, mă, nene, mă? Bă, tipul ăla dă suspect rău. Doamne, am făcut două kill-uri acolo frumoase, elegant. Păi, dar văd că mulți au stil, elegant, cred că și după vin niște tip să mă omoare. Păi, pana mea. Iar câți bani am făcut? 2900, ce aș putea să-mi cumpăr eu? Ai de cap, mă, ce scumpe sunt astea. Trebuie să faci ceva chiar ca să ajungi până la astea. Aș putea în schimb să mai iau niște chei. Sau pot să-mi iau diamond, dar bă, nu se primește doar un diamond, nu? Deci nu e chiar profitabil. În schimb aș mai putea să fac niște chiluri, asta înseamnă să mai fac niște bani. Nu, 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 nu.
Era mult mai ușor dacă aveam și un fishing rod la acest kit. Ok. Deci pe tipul ăsta cred că l-am omorât de cele mai multe ori în clipul ăsta. Oh, oh shit, a venit. Au venit băieții puternici. Oh fuck, nu mai am mai teme să mă bag cu aia. Deci cam atât a fost acest episod de Stripe PvP. Nu uitați, ne-am jucat pe terror.minecraft-romania.ro. Iar dacă vreți să continuăm cu cât mai multe episoade din această serie, după cum v-am spus, trebuie să apăsați și voi butonul de like, să strângem peste 300 de like-uri. Aș fi foarte, foarte fericit dacă aș mai vedea activitatea la această serie. Eu am fost Geostyle și ne auzim în clipurile ce vor urma. La revedere, ceau bă, pa!